Bună ziua, domnul Gheorghe Falcă, europarlamentar PNL, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Falcă, și vă mulțumesc că ați revenit în studio. Bună ziua, bine v-am găsit. În câteva ore, practic, se va încheia această campanie pentru alegerile prezidențiale. Cum s-a văzut la PNL campania pentru prezidențiale? Este diferită față de celelalte campanii cu care ne-am obișnuit până acum? Întotdeauna, într-o campanie, ai interesul ca programul politic al candidatului tău să îl transmiți oamenilor, iar noi am făcut acest lucru într-un contact direct. Are ceva diferit această campanie? În primul rând, candidatul nostru este detașat în opțiunile cetățenilor și niciodată n-a fost un decalaj atât de mare între cel poziționat pe locul 1 și cel poziționat pe locul 2. De fapt, este singurul candidat care este peste partidul politic care îl susține. Ceilalți candidați sunt sub partid și ei încearcă acum să câștige măcar electoratul partidului. De aceea este foarte greu să vezi și competiții între candidați, pentru că fiecare are un alt interes. Un alt specific al acestei campanii a fost faptul că în România s-a schimbat guvernul, o realizare foarte mare pentru România și români, un lucru apreciat în țară, dar și în exterior, și pot spune că mesajul de la Bruxelles a fost wow, bravo. O să dăm la o parte... Intrăm în normalitate. Da, da, o să dăm la o parte România din lista aceea cu probleme, pentru că România avea niște semne de întrebare legate de comportamentul guvernamental față de statul de drept. Cum s-a văzut la Bruxelles nominalizarea doamnei Adina Vălean pentru funcția de comisar european? Știm că guvernul Ludovic Orban a nominalizat-o pe ea și pe domnul Siegfried, dar într-un final... În primul rând au apreciat rapiditatea de nominalizare, pentru că noi eram singura țară care nu nominalizasem comisar între cele trei, Franța, Ungaria și România. Acum, prin nominalizare, imediat dimineața doamna Ursula von der Leyen a avut o întâlnire și cu domnul Sifil Mureșan și cu Adina Vălean. A ales-o pe doamna Adina Vălean pentru că în conceptul dânsei trebuie să existe egalitate de gen și se dă drumul la treabă. Chiar săptămâna viitoare vom avea audierile doamnei Adina Vălean în comisia mea, pentru că sunt comisia de transporturi și turism. Doamna Vălean este apreciată la nivel de Bruxelles, are o experiență din 2007. Din partea României conduce o comisie în acest moment, chiar comisia care a audiat-o pe comisara din Franța. Este singurul europarlamentar român care conduce o comisie pentru la Bruxelles. Că noi, în strategia grupului Partidul Popular European, unde intră PNL, PMP și UDMR, ai un fel de puncte legate de cele 14 voturi pe care le ai. Noi am ales să obținem un post de vicepreședinte al grupului politic prin Sifil Mureșan și am ales o comisie pentru interesul României pe zona de energie, pentru că România are un interes de a juca regional pe acest compartiment. Și acum, legat de negocierea pe ce comisariat am luat, transportul și turism, putem lega interesele României foarte bine. Deci am jucat strategic, cum se spune, am primit temele de acasă și ni le-am îndeplinit, și de aceea pe această comisie de transporturi avem așteptări mari, pentru că se pot recreiona trasee de transport, pot să discut pe zona de comercială, maritimă și navală, poți discuta pe calea ferată și conectarea căilor ferate. Deci România poate să joace foarte bine pe acest domeniu. Deci este un portofoliu greu. Da, România, să știți că a avut întotdeauna portofolii bune, cu excepția primul mandat, când am avut un portofoliu al limbilor, am avut apoi un portofoliu pe agricultură, care însemna cei mai mulți bani, am avut portofoliu pe dezvoltare regională și acum avem un portofoliu pe transporturi care contează foarte mult modul în care se va discuta despre mobilitate în Europa, pentru că se cunoaște că în 2050 75% din populația Europei va trăi în mediul urban. Se cunoaște că gradul de poluare a crescut și de aceea există
acum în platforma doamnei președinte a Comisiei Ursula von der Leyen un pachet al acordului pe acordul verde, un acord ecologic. Și atunci trebuie să regândim și sistemele de urbanizare și sistemele de conectare, de mobilitate. Chiar săptămâna aceasta am reprezentat Parlamentul European și Comisia mea la o dezbatere a ceea ce înseamnă parcări securizate, a ceea ce înseamnă noua legislație de a securiza traficul în relația cu cetățenii, pentru că intenția specialiștilor este de a mișora numărul de accidente, iar România, așa cum știți, este destul de în față cu numărul de accidente. Asta arată că noi n-am dat niciodată importanță sistemului de proiectare a infrastructurii în zona de securitate. Și va crește zona de securitate, va crește zona de a transforma strada, deci strada nu va mai fi pro-rutieră, ci în centrele orașului strada va fi pro-cetățean, o zonă urbană. Atunci se va schimba modalitatea de urbanizare și chiar Bucureștiul trebuie să intre într-o astfel de modalitate, pentru că atunci când se discută de orașele poluate, Bucureștiul este un exemplu. Este un exemplu, din păcate. Da, negativ. Dar cum răspunde Partidul Național Liberal criticilor că nu a fost consultat Parlamentul în privința numirii doamnei Alina Vălea? Că știm că Parlamentul nu a fost consultat, practic a fost numită doamna Vălean de premierul Ludovic Orban. Nu știu cum scrie în legislația națională, în relația cu Uniunea Europeană, nici măcar guvernul nu trebuie să-și asume printr-un act nominalizare, ci doar primul ministru. Dar din ce mi-aduc aminte, prim-ministrul Ludovic Orban a și spus că candidații vor trece la o audiere care este consultativă, evident, în Parlamentul României, la Comisia de Specialitate. Posibil ca după ce Ursula von der Leyen a nominalizat-o pe doamna Adina Vălean, să vină la o întâlnire a Comisia Națională, pentru că ea va trece prin audierile Comisiei Parlamentului European. Dar am văzut că cei de la USR spuneau lucrul acesta și erau supărați oarecum că nu au fost consultați în privința numirii doamnei Vălean. Iar ar fi culmea să fie consultați dacă nu sunt la guvernare. Eu cred că cei de la USR... În Parlament se refereau că nu au fost consultați. Nu știu cum scrie în legislația națională, dar știu că pentru nominalizare este nevoie doar de un document asumat de primul ministru al României și... Cu consultarea președintelui, așa cu consultarea președintelui, spunea și doamna von der Leyen. Și nici în documentul doamnei nu scria cu consultarea Parlamentului, dar, din ce știu eu, domnul Ludovic Orban a spus că unul din cei doi, că nu puteau să meargă amândoi, că nici, dar noi în Parlamentul European nu vin amândoi. Cel desemnat, doamna Alina Alvăreanu, eu cred că va merge la o audiere în interiorul Comisiei de Transporturi al Parlamentului Românesc. Dar este o audiere consultativă, fără vreun... Nu cred că se poate... Deci nu va schimba cu nimic. Nu există atribuțiunea în comisie, dar dacă a spus de cei de la USR, eu cred că cei de la USR trebuie să intre la guvernare și să salveze în primul rând numele. Da? Uniunea Salvați România înseamnă că atunci când România are probleme, vii și intervii și participi la modernizarea țării. De aceea, eu cred că atunci când vor vorbi de aici încolo de guvernare, cei de la USR trebuie să fie mai rezervați, pentru că nu au vrut să-și asume guvernarea. Cu bune și cu rele, pentru de că întotdeauna... De ce credeți că nu au vrut să-și asume? Eu știu pe cei de la mine de Arad, nu sunt competenți, nu sunt noi, unii la al patrulea, al cincilea partid. Să știți că a guverna, a administra, nu este un lucru ușor. Și mai ales să preiei o guvernare social-democrată. Să preiei o guvernare social-democrată cu găurile care sunt acum, dar asta înseamnă responsabilitate. Asta înseamnă să înțelegi rolul de om politic. Eu am administrat 19 ani, din care 15 ani în calitate de primar. Nu este ușor. Cine crede că este ușor să guvernezi, înseamnă că n-a fost vreodată pe scaunul acela să reușești să găsești formulele, să împaci cât mai mulți oameni, pentru că nu îi poți să împaci pe toți, dar cel mai important să dai dinamica de dezvoltare.
Eu, în cei 15 ani de administrare a unui oraș, am reușit să iau un oraș de la un șomaj foarte mare și să-l duc la 90.000 de angajați doar în municipiu. Puțină lume știe că municipiul Arad are, de fapt, județul Arad are cel mai mare indice a numărului de oameni angajați în sistemul privat împărțit la sistemul public din România. Județul Arad exportă 3,2 miliarde de euro. Ca să facem comparație, Clujul, marele județ Cluj, nu exportă nici 2 miliarde de euro. Nu mai discutăm de toată Moldova, să spunem. Toate aceste lucruri le poți face în momentul în care știi să gestionezi un buget și cât mai mulți bani să meargă spre investiții și atunci dai drumul la ciclu investițional. Au trecut 5 luni, aproximativ 5 luni, de când ați preluat portofoliul acesta, mandatul de parlamentar european. Cum a fost trecerea? După atâția ani în administrația locală, iată acum la Bruxelles. Cum pentru mine a fost o trecere ușoară, pentru că eu 9 ani am fost la Bruxelles, am reprezentat primarii în Comitetul Regiunilor. De fapt, puțină lume știe cum funcționează instituțiile europene. Cine sunt cei care pot iniția legi? Dacă în Parlamentul românesc un parlamentar poate iniția un act normativ, o lege, în Parlamentul European nu poți iniția decât rezoluții, dar nu cu act de legiferare. Noi primeam documentele de la Comisie și dacă noi cei din Comitetul Regiunilor, pentru că atunci când o legislație are legătură cu administrația locală, noi eram primi întrebați, apoi se întorcea înapoi la Comisie, intra în circuitul de legiferare a Parlamentului, la sfârșit există trialogul în care sunt cele trei părți ca să definească finalul prin negociere, prin compromisuri actului legislativ european care va merge în implementare pentru toate statele. De aceea experiența mea de cei 9 ani de zile a fost ca să mă simt normal, doar că înainte stăteam un număr de zile, acum stau un număr mai mare de zile, doar înainte aveam noi un birou al Comitetului Regiunilor la 100 de metri de Parlament, acum am birou în Parlament. Și cum faceți? Faceți naveta sau v-ați mutat? Ca orice parlamentar, plec lunea și vin joi seara sau vineri dimineața, funcție de ceea ce se întâmplă în weekend, cum am venit acum, am venit în București, altă dată aterizez pe Timișoara și evident săptămâna viitoare o luăm de la capăt, pentru că în sistemul Parlamentului European, dacă lipsești, nu primești bani, iar dacă nu votezi, pierzi jumătate din salarizare. Ce ar trebui să se întâmple și la noi, da, din punctul meu de vedere, tot am văzut că acum, tot avem așa absenteism. Da, am văzut că am multe absențe pe aici, prin Parlamentul Românesc, și cred că e normal ca dacă nu te prezinți să nu iei bani. Și este normal dacă în zilele de vot 50% din vot nu-l dai. Deci nu doar să fii prezent în sală, dacă nu dai 50% din vot, îți ia jumătate din salariu. Și mi se pare normal, de aceea noi ne programăm agenda, toată lumea își leagă agenda nu de interesul personal sau alte interese, ci de interesul de a fi parte în ceea ce te-au trimis cetățenii să faci legislație europeană. Mai mult de atât, ați văzut la noi, comisarii europeni au fost audiați. Și am văzut și acum cum au fost audiați miniștrii în Parlamentul Românesc. Funcție de președintele comisiei, fiecare a făcut regula lui. Nu există. Regula trebuie să fie la fel în toate comisiile. Iar relația trebuie să fie o relație normală între candidat pentru poziția de comisar sau ministru și parlamentar sau europarlamentar. La noi este foarte simplu. Este un număr de întrebări bine stabilite de la început, 25. O parte dintre întrebări care au direct legătură cu programul Ursulei von der Leyen sau aici ar trebui cu programul premierului, sunt întrebări care le transmis oral, dar dacă vrei ceva special, să știi mai mult despre persoana respectivă, despre răspunsul la anumite lucruri,
sunt întrebări scrise care se transmit candidatului cu mult înainte ca el să vină pregătit, pentru că pe mine mă interesează să răspunsul, nu să-l prind nepregătit, că acolo nu este un examen între profesor și un elev, da? Mulți profesori. Eu chiar am văzut la finanțe că domnul Teodorovici a vorbit jumătate de oră. Da, a fost mai mult un show la finanțe. Păi, și ce facem? Asta ne-a interesat sau ne-a interesat să vedem cum gândește ministrul, să vedem ce înseamnă programul pentru închiderea acestui an bugetar și deschiderea anului bugetar 2020. La noi, după ce își prezintă 15 minute candidatul programul, prima întrebare are un minut, candidatul răspunde 3 minute, apoi o intervenție a celui care pune întrebarea un minut și un răspuns de un minut. Și se închide întâlnirea. Fără jigniri, fără agresivitate, pentru că, conform regulamentului, se închide microfonul. Și atunci simți o dezbatere reală. Iar eu, care n-am avut... Și înțelegi ceva și, din dezbaterea aia. Vă spun ce am făcut eu. Noi n-am avut comisar la transporturi. Pentru că România nu se calificase. Și atunci ce am făcut? M-am dus la toate... Am avut timpul să mă duc la toate audierile. Pentru că contează foarte mult. Odată, să auzi de la fiecare comisar cum gândește pe domeniul lui. Este foarte important. După aceea este foarte important să auzi întrebările de la eurodeputați, europarlamentari, pentru că erau interesele de la state. Și este foarte bine să vezi ce interes are statul X, ce interes are statul Y, pentru că la un moment dat, pentru a avea tu o reușită, trebuie să găsiști formula de compromis cu mai multe state. Am avut pesta porcină în România, da? De fapt, în tot ce înseamnă european, 90% din pesta porcină a fost în România. Cum faci ca să poți să iei bani europeni? Că dacă te duci și ridici mâna, știți, avem noi o problemă, dați-ne bani, nu sună bine. Care erau aliații noștri? Da? Păi, dintr-o dată, aliatul nostru este Ungaria, că dacă se extinde pesta porcină, se extinde în Ungaria. Și ușor, ușor ne-am luat aliați și am reușit să aducem în România 50 de milioane de euro pentru fermieri, pentru a-i ajuta să treacă de momentul greu pe care l-au avut și pentru proasta gestionare guvernamentală pe pesta porcină. Și este foarte important să conștientizăm, nu doar în politica europeană, și în politica națională, cum vei găsi zonele de compromis ca să facem pași înainte. Dacă o să trăim în blocaje, da, și arătăm că eu l-am blocat pe celălalt și celălalt m-a blocat pe mine, în realitate nimeni nu face un pas înainte. De aceea este frumoasă politica europeană, că într-un final se găsește o soluție de a se face un pas în față, poate nu un pas foarte mare, dar sigur nu se stă pe loc. Dar există colaborare între europarlamentarii români de la diverse grupuri în Parlamentul European? Ce vă pot spune este că nu există conflicte, ceea ce este foarte important. Și chiar am fost la o emisiune de televiziune în Parlament în Bruxelles și am încercat să mediez disputele între colegii mei, spunând că această dispută, dacă vreți, haideți să o faceți acasă. Am mutat-o de la noi la Bruxelles. În loc să vorbim de ceea ce se întâmplă în Bruxelles, de ceea ce este important acolo, de ceea ce facem noi, duceau discuția tot în lupta internă. Și am zis, facem o greșeală, înseamnă că nu vrem să fim europarlamentari, vrem să fim parlamentari. Păi, mutați-vă acolo dacă vreți să aveți această discuție, pentru că pe noi ne interesează să vedem bugetul anului 2020 european, care noi am fost parte și l-am votat și am modificat câteva lucruri. Ne interesează cum să pregătim bugetul 2021-2027, pentru că președinția României a făcut un pas important în acest domeniu și președinția finlandeză a vrut acum să schimbe ceva din procente, pentru că bugetul european se parte pe trei mari procente, da? Vorbim de bani pentru agricultură, vorbim de bani pe coeziune și vorbim pe bani pentru dezvoltare. Noi suntem beneficiari pe agricultură și indiferent că pleacă Marea Britanie și bugetul este mai mic, România va primi mai mulți bani pe agricultură. Bugetul de coeziune nu este primit decât de țările cu regiuni sub media europeană pentru a micșora decalajele. Deci suntem interesați ca acel buget să crească. Bugetul de dezvoltare este bugetul care beneficiază toți și Finlanda a vrut să mute procentele. A fost o intervenție a președintelui României, evident a fost o intervenție a noastră care nu acceptăm ca un pas făcut deja să se întoarcă și așteptăm ca în președinția croată, chiar anul viitor, să intrăm în dezbaterea bugetului. Și atunci strategia
românilor, cei 32 din cele trei grupuri politice, este să găsești întotdeauna aliați ca și punctul tău de interes să meargă în față, cum am găsit aliați ca să luăm președinția Comisiei pe Energie, așa trebuie să găsești aliați și parteneri în domeniile tale de interes. Și momentan nu avem o problemă în ceea ce înseamnă activitatea celor 32 de eurodeputați pe interesele pe care le definim ca interesele mari pentru România. A, că dânsii votează pe o anumită, un anumit culoar politic, cum sunt socialiștii, au întotdeauna un interes ca migrația să fie mai liberă. Renew, condus de domnul Cioloș, care în Parlamentul European înseamnă liberarii roșii, ei sunt centru stânga. Trebuie să vorbim sincer și acasă, USR Plus în Europa sunt centru stânga. Acasă parcă sunt puțin de centru dreapta, nu, ei sunt de centru stânga. Și lucrul acesta se vede și în poziționarea în Parlament și în pozițiile politice, pe anumite teme sensibile. Chiar am avut o rezoluție pentru migrație și se gândea să se formeze trei culoare pentru a controla, spune, migrația, dar de fapt era o legiferare a ilegalității, pentru că un om care fuge din fața unui război are deja legislația europeană să fie bine primit, să intre într-o procedură de integrare, dar un refugiat economic înseamnă de fapt o migrație economică, de fapt este ilegală. Și norocul nostru că la vot, cu 10 voturi am câștigat noi și rezoluția nu s-a pus în practică, deși atât Renew, cei de la USR și socialiștii au votat pentru astfel de, deci un astfel de sistem. Deci au votat cot la cot cu socialiștii, asta ne spuneți? Da. Păi asta vă spun că e acolo... E interesant că dacă ne uităm în țară... În țară e alt limbaj. E altă, exact. Vedeți? Asta e diferența și trebuie să și spunem că pe lucrurile mari e ok, jucăm bine, pe lucrurile mici și ei trebuie să joace pe culoarul lor politic. Nu-și pot răda familia politică. Gândiți-vă că nu-l pot răda pe Macron, care s-a opus începerii negocierii cu Uniunea Europeană a Macedoniei de Nord și Albaniei. Adică profesorul Uniunii Europeană a chemat elevii, le-au dat tema atât Macedoniei cât și Albaniei. Macedonia și-a schimbat numele. Ca să-și îndeplinească tema, și-a schimbat numele. Au ajuns la punctul de a avea temele rezolvate și unul din profesori, Macron, spune, știți, nu vreau. Și noi am făcut o rezoluție care să sprijine cele două țări. Și cu regret că atunci când am vrut să spunem o frază despre Macron, cei de la Renew, conduși de domnul Cioloș, s-au opus. Adică își apără și familia, deși a fost de acord că Macedonia de Nord și Albania trebuiau să înceapă negocierile de aderare. Bine, oricum am văzut că domnul Macron face declarații nefericite în ultima perioadă. Cel puțin făcuse una cu NATO ieri. Da, eu cred că și el e la ultimul mandat, de fapt. Încearcă să se salveze sau cum? De fapt, Franța are deja de mai multe mandate o problemă pentru că nu are o continuitate. Ultimii președinți au avut doar un singur mandat. Îmi aduc aminte când Sarkozy ne dădea lecții, da? Și până la urmă Sarkozy n-a prins un al doilea mandat. Sarkozy a atacat singur Libia și a doua zi s-a trezit fără bombe, da? A apelat la americani. Noi trebuie să conștientizăm ca europeni, pentru că România conștientizează că securitatea militară este legată de ceea ce înseamnă NATO. Nu trebuie să inventăm foarte multe lucruri. Că putem să gândim economie în zona armamentului, strategie militară, dar când a intrat într-o alianță nord-atlantică, acea alianță trebuie sprijinită, contribuția ta pentru propria armată de 2% trebuie asigurată, pentru că Uniunea Europeană se apără nu în interior, Uniunea Europeană se apără în exterior, în jurul Uniunii Europene trebuie să fie pace ca să ne fie nouă bine. Uniunea Europeană este zona în care de 60 de ani nu este un conflict.
Pe glob sunt destul de multe conflicte. Nu suntem noi atenți la aceste conflicte și sunt războaie serioase. Dorința noastră este de pace. Și atunci NATO este structura care a menținut o anumită stabilitate. Spuneam la început că mai sunt doar câteva ore până se încheie campania pentru prezidențiale. Vă propun să facem un pronostic. Cine intră în turul 2? Pe cine vedeți dumneavoastră în turul 2? Klaus Iohannis cu siguranță intră în turul 2, eu fără niciun dubiu, cel puțin așa dau toate sondajele. Eu fac, Klaus Iohannis, da, eu fac politică de un anumit timp, dar cel mai mult am făcut politică în administrație în care locul 2 era perdant. Da? La mine, eu dacă eram practic, locul 2... Practic, bătălia acum este pentru locul 2. Că... Dar locul 2 este perdant astăzi în România pentru că niciun candidat nu se ridică la 20% intenție de vot. De aceea le mulțumim cetățenilor pentru modul în care simțim noi că transmit încredere pentru domnul președinte Klaus Iohannis. Să urmeze 5 ani de muncă în relația președinte, guvern și parlament cetățeni, pentru că România are nevoie de a produce schimbări. Trebuie să credem în schimbare. Trebuie să credem în această schimbare de a da libertatea de desfășurare a zonei economice, dar în același timp de a crea un stat puternic, dar discret. Vedeți, vrem legi clare și ferme. Da? Deci, trebuie să conștientizăm că noi trebuie să pregătim un stat nu pentru ziua de mâine. Trebuie să ne punem întrebarea cum va fi această lume în 2050. Cum o pregătim? Cât de digitalizați vom fi în 2050? Și atunci îți pregătești statul care să ofere oamenilor aceste servicii publice, dar și puterea ca să scoți din interiorul omului capacitatea lui antreprenorială. România are nevoie să joace mult mai mult în zona antreprenoriatului, în special întreprinderi mici și mijlocii. Să ne deschidem prin infrastructură, pentru că cu cât duci mai spre est infrastructura mare, cu atât deschizi zone industriale, pentru că oamenii au plecat din țară pentru un simplu motiv. N-au avut locuri de muncă, loc de muncă care să poată să-i asigure lui securitatea. Nu mai vorbim de lipsa familiei și toate celelalte probleme. De aceea trebuie să găsești un stat, da, care să nu consume el. Dacă punem astăzi bugetul României, ce constatăm? Consumă mai mult statul decât ce servicii acordăm cetățenilor, ce investiții acordăm cetățenilor. Și atunci ne întrebăm, păi, ce facem? Noi muncim să ținem un stat? Și asta vă spune un primar care întotdeauna a ținut o primărie mică și întotdeauna am avut peste 40-50% din buget în investiții. Și atunci când ai buget mai multe investiții, se rotesc mai repede banii. De aceea v-am spus că am avut un șomaj mare în 2004 și acum nu putem vorbi de șomaj în Arad, da? E sub 1% în municipiul Arad. Adică dacă aș mai avea forță de muncă, s-ar mai deschide mult mai multe fabrici. Am adus cum trebuie infrastructura, autostrada, centură în regim de autostradă, de la Arad spre Curtiș, tren de viteze de 160 de km pe oră, fabrică de vagoane, fabrică de tramvaie. Noi am luat tramvaiele românești, Bucureștiul ia tramvaie turcești, n-am înțeles cum vine asta. Au fi mai bune. Să știți că mai bun e funcție de cum ți-l dorești tu, ce-ți dorești tu, cum pui în caietul de sarcini, cum pui curbele, cum pui relaționarele, pentru că economia românească are astăzi pe aceste domenii și capacități, dar trebuie să aibă și piață. Și ne interesează foarte mult să legăm atât infrastructură pentru cetățeni, cât și calitatea serviciului public generat de trenuri de calitate, de tramvai de calitate, de autobuze de calitate și sub o formă sau alta ne-au ajutat și fonduri europene, dar și bugetele locale. Domnule europarlamentar, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. N-ați vrut să ne dați un pronostic, dar Dan Barna sau Viorica Dăncilă în turul 2? Klaus Iohannis va fi președintele României și le mulțumim cetățenilor pentru acest lucru. Vom vedea duminică seară după exit poll-ul Avangard. Vă mulțumim!